examen de valoare națională 2013, sesiunea specială. Subiectul 1. Punctul 1. Rezultatul calculului 2 ori 3 plus 8 este egal cu 6 plus 8, adică 14. Punctul 2. Dacă A pe 8 este egal cu 3 pe 2, atunci A este egal cu, deci A pe 8 este egal cu 3 pe 2, rezultă că A este egal cu 3 euro pe 2, adică 12. Punctul 3. Cel mai mic număr natural care aparține intervalului închis 3, 5 deschis este 3. Punctul 4. Perimetrul unui dreptunghi cu lungime de 7 cm și lățime de 4 cm este egal cu, deci perimetrul este egal cu 2 pe lângă lungimea plus lățimea. Rezultă că perimetrul este egal cu 2 pe lângă 7 plus 11 plus 4, care este egal cu 2 ori 11, adică 22 de centimetri. Punctul 5. În figura 1 este reprezentat un cub ABCD EFGH. Area pătratului ABCD este egală cu 9 cm pătrați. Area totală a cubului este egală cu, deci area totală este egală cu 6L pătrat. Rezultă aici că area totală este egală cu 6 ori 9, adică 54 cm pătrați. Punctul 6. Elevii claselor a 8-a dintr-o școală au fost chestionați cu privire la opțiunile lor pentru clasa a 9-a. Rezultatele chestionare sunt reprezentate în diagrama de mai jos. Numărul elevilor care au optat pentru profilul real este egal cu, avem o diagramă, iar numărul elevilor care au optat pentru profilul real este egal cu 32. Subiectul al doilea. Punctul 1. Desenați pe foaia de examen tetraedrul regulat ABCD. Îl vom desena aici, să facem acolo punctul 2. Îl desenăm aici tetraedrul regulat. Unim cu vârfurile bazei. Și notăm ABCD. Aici vom pune 1 și 2. La punctul 2 ni se cere media aritmetică a numerelor A și B, știind că A este egal cu 1 pe 3 plus 12 pe 5, care este egal cu, aici amplificăm cu 5 și aici cu 3 și va veni în numitorul 15, iar în numitor va veni 5 plus 36, adică 41. Punctul B, numărul B este egal cu 2 pe 3 plus 3 pe 5. La fel, aducem la același numitor, amplificăm cu 5 și 3 și este egal cu numitorul comun 15,
iar la următorul va veni 10 plus 9, adică 19. Deci, MA este egal cu A plus B pe 2. Restă că MA este egal cu, media elementică este egal cu, 41 plus 19, supra 15, totul pe 2. Rezultă că indice A este egal cu 60 pe 30, adică 2. Punctul 3. Prețul inițial al unui produs este de 100 de lei, 1000 de lei. Calculați prețul produsului după ieftinire cu 10% din prețul inițial. Deci, P este egal cu 1000 minus 1 pe 10 ori 100, 1 pe 10, 10 pe 100 ori 1000, care este egal cu 1000 minus 100 cu 1000. Simplifică și rămâne un 0 și va veni 10 ori 10, adică 100, care este egal cu 1000 minus 100, adică 900 de lei. Punctul 4. Se consideră funcția f care aplică R în R cu f de x este egal cu x minus 2. La punctul A ni se cere să calculăm f de 0 plus f de 2. F de 0 plus f de 2 este egal cu 0 minus 2 plus 2 minus 2, care este egal cu minus 2. Și punctul B. Reprezentați grafic funcția f într-un sistem de coordonate x, y. Vom da două valori pentru x. F de 1 este egal cu minus 1 și f de 2 este egal cu 0. Să construim acum sistemul de coordonate x, y. Și avem punctele de coordonate 1 cu minus 1, A de coordonate 1 cu minus 1 și B de coordonate 2 cu 0, adică aici. B de coordonate 2 cu 0, iar graficul funcției f este dreapta ce trece prin cele două puncte A și B, notată cu G mare indice f. Punctul 5. La punctul 5 se consideră expresia e de x egal cu paranteză x plus 1 supra 2x minus x minus 1 supra 3x, chidem paranteză, ori 6x supra x plus 5. Arătați că e de x egal cu 1 pentru orice x, pentru orice număr al x, x diferit de minus 5 și 0. Deci egal cu 1 în continuare. Aducem la același numitor, amplificăm cu 3 și cu 2. Linie de fracție, numitorul comun 6x. Și a venit 3x plus 3 minus 2x minus 2. Ori 6x supra x plus 5, care este egal cu x plus deci aici era 3x plus 3 minus 2x plus 2, deoarece minus cu minus face plus, deci x plus 5 supra 6x ori 6x supra x plus 5, care este egal cu
x plus 5 cu x plus 5 se simplifică, 6x plus 6 se simplifică și va veni e de x este egal cu 1. Subiectul al treilea. Punctul 1. Figura 2 este schița unei ferme pesticole în formă de pătrat care are în interior un iaz reprezentat prin cercul de centru O, unde O este intersecția diagonalelor pătratului ABCD. Cercul are raza de 25 de metri, iar pătratul ABCD are latura de 100 de metri. Să desenăm întâi pătratul ABCD. Notăm ABCD. O și O intersecția diagonalelor și să construim cercul de centru O. AB are 100 de metri și raza cercului de 25 de metri. La punctul A ni se cere să calculăm perimetrul pătratului ABCD, deci P este egal cu 4L, este că P este egal cu 400, care este egal cu 400 de metri. Punctul B. Arătați care a suprafeței de teren hașurat în schiță este egală cu 6,25 pe lângă 16 minus pe metri pătrați. Area terenului hașurat va fi egală cu area pătratului minus area cercului. Deci, S, să zicem, este egal cu area lui ABCD. Minus area cercului. Rezultă de aici că S este egal cu L la pătrat minus pi R pătrat. Rezultă de aici că S este egal cu 10.000 minus 620 pi, care este egal cu 625 pe lângă 6 minus pi metri pătrați. Și punctul C. De 5 ori pe zi se verifică starea iazului. Pentru aceasta, un angajat intră în fermă prin poarta de acces situată în punctul M, mijlocul segmentului CD. Deci M. Ajunge la iaz în punctul N. Și ocolește iazul și după ce ajunge din nou în punctul M, se întoarce în punctul M. Știind că punctele M, N și O sunt coliniare, atați că într-o zi angajatul parcurge mai mult de un kilometru. Se consideră cunoscut faptul că 3,14 mai mic ca pi, mai mic ca 3,15. Deci, mai întâi le vom lua pe rând. BD
intersectat cu AC este mulțimea formată din O. M DM egal cu MC. Rezultă din cele două că OM este egal cu BC pe 2, adică 50 de metri. ON este egal cu 25 de metri, deoarece N se află pe cerc, deci ON în rază, este că ON 25 de metri, rezultă deci că MN este egal cu 25 de metri. Deci, rezultă că știm MN, știm ON, deci noi trebuie să aflăm MN plus lungimea cercului de centru O plus din nou MN. Deci, pe total, este egal cu 2 ori MN plus lungimea cercului O și rază R. Rezultă de aici că L total 2 ori 25 plus 2 PR. Rezultă de aici că L total este egal cu 2 ori 25, adică 50, plus 2 raza, adică 50 pi. Rezultă deci că lungimea totală este egală cu 50 pe lângă 1 plus pi. Rezultă că lungimea totală este egală cu 50 ori 4,14, adică 5 ori 41,4, adică 207 metri. Acesta, deci angajatul parcurge acest drum de 5 ori pe zi, deci distanță totală va fi de 5 ori 207, care este egal cu 1035 de metri, adică 1 km și 35 de metri, care este mai mare ca 1 km. Punctul 2. În figura 3 este reprezentat schematic un acvariu în formă de palp pe dreptunghic ABCDGH, cu lungimea AB 60 de cm, lățimea BC 24 și înălțimea AE 40. Deci, la punctul A, de fapt, mai întâi să facem desenul.
Să notăm ABCD. EFGH. Și la punctul A ni se cere să calculăm area dreptunghiului ABCD. Avem AB 60, BC 24 și AE 40. Deci punctul A, area lui ABCD este egală cu lungimea o lățimea. Rezultă că area lui ABCD este egală cu 60 ori 24, adică 1440 centimetri pătrați. Punctul B. Arătați că volumul parapetului este egal cu 57.600, deci V este egal cu lungimea ori lățimea ori înălțimea. Rezultă de aici că V este egală cu 40 ori 60 ori 24, care este egal cu 40 ori 1440, adică 57.600 de centimetri cubi. Și punctul C. Determinați câți litri de apă sunt în acvariu dacă nivelul apei este de 30 de centimetri. Deci V apă este egal cu lungimea ori lățimea, adică area bazei, ori înălțimea H', să zicem. Rezultă pe aici că V apă este egală cu 60 ori 24 ori 30, care este egală cu 1440 ori 30, adică 3 ori 4, 12, 3 ori 4, 12 cu 1, 13, 432 centimetri cubi, adică 43,2 decimetri cubi, adică 43,2.